Bine, v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Pentru că mâine este 1 iunie, am botezat această săptămână ca fiind Săptămâna Copilăriei, a copilului nostru interior. Toți oamenii mari au fost cândva copii, dar doar câțiva dintre ei își mai amintesc, se spunea în Micul Prinț. Ei bine, deschidem această săptămână cu Laura Dinu, consilier spiritual, trăitor în iubire, lumină și adevăr. Bine ai venit, draga mea, ce bucurie să te văd aici! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație, sunt onorată să ajung aici. Și eu sunt onorată să te am ca invitată și să povestim așa, pentru că tu ai foarte multe de povestit. Sper să ne ajungă timpul. Dilatăm timpul. Așa, să facem. O să povestim mai întâi de toate despre copilărie, despre conectarea cu copilul interior. Asta pentru că, așa cum am spus, mâine este o zi de sărbătoare și sărbătorim 1 iunie, ziua copilului, și aș vrea așa să știu cum am putea să vindecăm această relație cu copilul interior, pentru că de multe ori e așa o relație mai grea, mai... Anevoioasă, așa spune, da. Exact. Așa cum spuneai în citat mai devreme, că nu toți adulții își amintesc copilăria sau că au trecut prin anumite etape a copilăriei. Această uitare poate fi în urma, poate apărea în urma unei traume, în urma unei supărări, tensiuni, și atunci mentalul protejează, da? Și dă uitări. Majoritatea persoanelor cu care am lucrat au astfel de perioade blank din copilărie. Nu mi-aduc aminte ce am făcut în copilărie, între perioade, vârsta de 2-5 ani, 3-7 ani sau alte vârste. Și atunci acolo există ceva. Există ceva ce, nu dorești să scoți la suprafață. Nu dorești să vinde, să vorbești. Nu mai vrei să te mai întorci în timp. E bine aici. Rămân aici, sunt în siguranță, mi-am creat, o viață, o familie, un spațiu al meu și mă simt bine aici. Nu vreau să mă mai întorc în copilărie. Știm foarte bine că majoritatea programelor, supărărilor, tiparelor, mai negative, așa spune, sunt create sau preluate, da, în copilărie. Perioada 0-7 ani, acolo s-a lucrat foarte mult pe mentalul nostru, pe câmpurile noastre și s-au descărcat tot felul de informații, tipare preluate din familia în care ne-am născut, de la părinți, frați mai mari dacă avem, bunici, neam, vinde pe neam, tot felul de tipare, și atunci ele sunt transmise din generație în generație și tu te trezești că te comporți ca mama, ca bunica, ca străbunica și nu știi cum să te identifici tu pe tine. Mă întrebai cum putem să ajungem la copilul interior și să ne conectăm cu copilul interior. Este un drum destul de lung, dar asta, lungimea și durata diferă de la persoană la persoană, în funcție de cât timp își alocă pentru sine de a lucra, de a citi, de a participa la workshop-uri, la evenimente, la tot felul de întâlniri, dezvoltare personală și foarte multe alte exemple, da? Deci, tu poți să ajungi să vindeci sau să te conectezi cu copilul interior sau să eliberezi anumite tipare, credințe, traume, răni din mentalul tău, din aura ta, din sufletul tău, în câteva luni până la câțiva ani de zile. Cum am spus, depinde de fiecare, depinde ce metodă de terapie alegi, depinde cât loc îți aloci, da? Că dacă te duci o dată pe săptămână, la 3 săptămâni, o dată pe lună la un terapeut, faci un curs o dată la câteva luni, din punctul meu de vedere ca terapeut, nu este destul, nu este suficient pentru tine ca să... ai punctat ceva, ai atins pe semne undeva așa ușor, da, perioada respectivă. Dar
în momentul în care ai atins-o, în momentul în care ai deschis niște uși, este indicat să intri, este indicat să cauți, să cureți, să conștientizezi, să stai față în față cu perioada aceea. Și să știi că în urma terapiilor, cursurilor pe care eu le țin, persoanele cu care lucrez încep să-și aducă aminte de acele perioade blocate, acele perioade din care nu știu nimic. Știi? Aflu de la mama, de la bunica, tata, fratele mai mare, în funcție de cine te-a crescut, știi? Na. Și dacă mai sunt printre noi acele persoane, că dacă te-au crescut bunicii și poate tu ai 40-50 de ani, e posibil bunicii să nu mai fie acum și să nu-ți mai aduci aminte, să nu mai afli acele informații. Și tocmai de aceea e bine pentru tine, ca adult, să vindeci, să vindeci și să te conectezi, să realizezi că în interiorul tău, indiferent de vârsta pe care o ai, există copilul, există bebelușul, copilul, există fiecare vârstă prin care tu ai trecut. Și dacă te mai și căsătorești și mai devii și părinte, mamă sau tată, cu atât mai mult este indicat să-ți lucrezi această perioadă din copilărie și adolescență, în care se creează foarte multe, evenimente și stări în interiorul tău care te pot îndepărta de sufletelul tău, de sinele tău, de autenticitatea ta. Și în momentul în care tu te pregătești să devii părinte, și asta recomand viitorilor părinți în devenire sau poate chiar sunt pe drumul acesta de perioada de 9 luni, da? Mai au timp să lucreze cu ei pentru a vindeca anumite situații în interiorul lor până se naște și până vine în familia lor noul membru, noul sufletel, pentru a nu-i transmite, conștient sau inconștient, din tiparele, din moștenirea emoțională, că genetic deja este transmis, din moștenirea emoțională noului membru. Dar și aici să știi că dacă încep cu ceva timp înainte de a rămâne însărcinată, de a te hotărâ să ai un copil, poți modifica chiar și tiparele genetice în interiorul tău și atunci ele nu se mai transmit urmașilor tăi. Iată ce interesant. Da, există lucra. Și avem accesul, avem permisiunea, suntem ajutați energetic și fizic. Noi avem în planul fizic foarte multe informații. Genetica a evoluat foarte mult, medicina a evoluat foarte mult, suntem pe un trend ascendent referitor la cunoaștere, dezvoltare, cercetare, da? Și te poți folosi și de planul fizic, dar eu recomand să încep cu planul energetic, cu planul emoțional, cu planul acela nevăzut. Ca tu ce, știi, cureți grosul, știi, schimbi, transformi, accepti, vindeci în planul energetic cât se poate, cum se poate, și cea mai rămas așa subțire lucrezi în planul fizic. Pentru că se lucrează mult mai ușor în planul energetic, corpul nu are de suferit și atunci rezultatele sunt mult mai rapide, sunt mult mai ușoare, mai la îndemâna oricui. Și modifici ceva în planul fizic, poate un tratament medicamentos dacă ți este recomandat, sport sau ceva cu siguranță se va fi nevoie să faci în planul fizic. Da. Și cum spuneai și tu, este necesar să faci această curățare, vindecare înainte de momentul nașterii, momentul apariției unui copil pe lume. Asta pentru că, și spun aici din propria experiență, au fost momente în care poți să vezi în copilul tău ceea ce umbra ta. Exact. Ce nu este vindecat. Ce nu este vindecat. Da. Sau nu neapărat să vezi în el, cât copilul îți apasă anumite butoane, anumite, îți ridică la fileu niște teme pe care tu nu le-ai rezolvat în tine. Și atunci începi să te burzuluiești la copilul tău și să faci ca toate visele. Tocmai pentru că tu nu ești în interiorul tău așezat, vindecat sau
conștientizat, măcar să conștientizezi. Ok, s-a comportat cu mine, mi-a zis așa, a ieșit, a făcut altceva decât l-am rugat pe copilul meu, accept, hai să văd cum pot să lucrez, cum pot să elimin acest tipar, această situație, să o înțeleg, încât eu să fiu bine cu mine când copilul meu iese de pe, știi? Iese de pe drumul pe care eu, ca părinte, consider că este bun pentru copilul meu, este potrivit, este ca așa trebuie, pentru că eu am o experiență și atunci îi spun din experiența mea și așa mai departe. Astea sunt doar iluzii, că tu știi, poți, ești deștept, ești minunat, ai experiență, că, eu știu, urmașul tău trebuie să se comporte ca tine. Este doar o iluzie, este doar o credință și de aici deja i-ai tăiat aripile. Așa este. Uite, aici o să fac o paranteză și o să-ți spun că este foarte important, adică așa am văzut eu, că pe măsură ce eu mi-am vindecat anumite lucruri, la fetița mea au dispărut anumite temeri și aici mă refer la, și sunt variate, frica de moarte, frica de necunoscut, frica de întuneric. Așa. Ele apar. Așa este. Și este greu să le gestionez atunci când nu le lucrez tu ca adult, mă gândesc. Da, exact cum spuneam mai devreme, deci în momentul în care tu ai decis să aduci pe lume un suflet, o nouă ființă, tu îi transmiți bagajul genetic. Asta este. Și bagajul genetic conține și bagajul emoțional. Okay. Și 9 luni, vorbim de o sarcină dusă până la capăt, în 9 luni de zile, tu ca mămică îi transmiți copilului din pântecul tău, din interiorul tău, toate emoțiile pe care tu le-ai trăit cel puțin cu un an înainte de concepție, îi le transmiți pe cele din cele 9 luni de sarcină sau cât a durat sarcina și bineînțeles că copilul tău va atrage, va prelua de la tine și în primul an de viață. Chiar dacă tu nu-ți dorești lucrul ăsta. Deci această perioadă împărțită în 3 segmente este foarte importantă a fi lucrată de către tine ca părinte. Mama sau tată, nu contează. Ideal este să lucreze amândoi. Acum, dacă unul dintre părinți nu este deschis, asta nu înseamnă că celălalt nu poate să lucreze. Ba da, se va simți oricum în câmpurile, în viața, în dezvoltarea copilului, faptul că un părinte lucrează și își dorește să fie mai bun, își dorește să elibereze, să nu mai care sacii aceea de programe, tipare, frici, traume, dureri, bătăi, certuri, cine știe prin ce a trecut, ca să nu-l mai dea moștenire. Da. E foarte important și eu apreciez și chiar încurajez părinții înainte de a se hotărâ sau cât de devreme pot să consulte un specialist pentru a-și lucra aceste stări, energii, trăiri, emoții din interiorul lor. Din punctul meu de vedere, nu există persoană care să nu aibă ceva de lucrat. Ceva. Nu știu ce. Așa e. Oricât de puțin, de mic, de neînsemnat, așa la prima vedere ar fi, aceea trebuie lucrată. O scamă trebuie lucrată. Pentru că până la urmă am venit aici cu niște lecții, nu? Să sigur că le învățăm. Dacă sigur nu, le mai repetăm până le repetăm învățăm. Și ca drept dovadă vine copilul, da? Și îți ridică la fileu aceleași teme pe care tu le-ai avut la 12 ani, la 7 ani, la 15 ani, 20 de ani și așa mai departe. Pleacă copilul și a zborul crește, da? Devine și el un adult. Bineînțeles că pleacă cu bagajele pe care tu le-ai transmis ca și părinte, dar tu rămâi cu aceleași teme. Ideea este că tu îi transmiți, știi, dai copy-paste copilului tău aceleași teme. Vine cu temele lui personale, individuale, preia temele de la tine, preia temele de la tatălui, da? Exact. După aceea începem pe neam. Neamul mamei, neamul tatălui, până la nu știu câte generații, după aceea pe țară,
Da? Țara în care s-a născut, în cazul nostru România, da. După aceea pe planetă. Și ia uite așa cum tu l-ai trimis în lume pe copilul tău sau l-ai adus în lume, de preferat conștient, să știi ce are în spate, ce cară, ce îi se pune și ce va prelua. Și te uiți și zici, păi m-a dezamăgit copilul. Păi normal că te-a dezamăgit dacă tu asta ai transmis și tu la rândul tău, pe semne că ai dezamăgit părinții tăi. Și curești dezamăgirea și așteptările și programele și că trebuie să faci așa. Știi? Ai pus punctul pe ei foarte bine atunci când ai spus despre relația cu părinții, pentru că trebuie să ne vindecăm și relația cu mama și tata, nu? Păi în momentul în care tu accesezi copilăria, tu ai venit pe această lume din iubire, de cele mai multe ori și de dorit și să credem acest lucru, din iubirea două persoane, părinții tăi, că sunt căsătoriți, că nu sunt căsătoriți, că au divorțat, că sunt logodiți, că unul dintre ei poate nu mai este în planul acesta, dar sunt părinții tăi. Ei așa se numesc pe planeta Pământ. Așa se numesc ei. E, în momentul în care tu accesezi evenimentele acelea din copilărie, pe care tu trebuie să le vindeci, ele au fost create de cineva. Majoritatea, 99%, ele sunt create de părinții tăi. Sunt susținute, transmise, învățate, preluate de la părinții tăi. Și este clar că tu îți vindeci copilul interior, te vindeci pe tine la 5 ani, 7 ani, 2 ani, 10 ani, în funcție de evenimentul când a avut loc în copilăria ta, dar îți lucrezi și relația cu părinții tăi, da? Cu bunicii, în cazul în care te-au crescut bunicii, cu frații, rudele, și atunci se vindecă pe neam, pentru că și părinții tăi au avut părinți sau au, da? Și cum am spus, unele situații sunt transmise genetic și tipare și credințe și așa au făcut și părinții părinților tăi. Și tu când vindeci în tine și când tu conștientizezi și integrezi și accepti și binecuvântezi situația prin care tu ai trecut în copilărie, acea energie de lumină și iubire se duce pe arborele tău genealogic. Și pe lângă faptul că tu te simți bine ca adult, pe lângă faptul că tu ai o relație frumoasă, constructivă, altfel decât ai avut-o ieri, înainte să începi să lucrezi la tine, cu părinții tăi, ei la rândul lor își schimbă atitudinea. Și ei la rândul lor, cu alte persoane sau poate chiar cu părinții lor, dacă mai sunt în planul acesta, or să aibă altă abordare. Deci tu nu faci un lucru doar pentru tine, dar pentru că multe persoane se lasă pe sine pe ultimul loc, atunci eu vin și anunț această călătorie a energiei, a vindecării, a integrării și conștientizării unei situații nebenefice, cum că îți ajuți urmașii, copiii, părinții, păi pentru copilul meu fac, hai fă așa, e bine și așa, știi? Intenția că tu te duci să lucrezi la tine pentru a-i fi bine copilului tău e bună, e bună pentru început, nu o să te țină mult, da. Pentru că o să iasă la suprafață într-adevăr intenția clară, autentică pentru care tu ai început această călătorie și vindecare de sine, pentru tine. Așa este. Da. Bun. Mai departe, copilul interior e chiar sufletul tău? Da și nu. Depinde. Vezi tu, unele cursuri pe care eu le-am susținut, în momentul în care ceream să te conectezi cu copilul interior, de foarte multe ori li se arăta imaginar, vizual, persoanele respective care lucrau și se conectau cu copilul interior apăreau exact ca ei la diferite vârste. Nu numeam o vârstă anume. E important să nu condiționezi și atunci să lași să-ți apară în fața ta energia, imaginea copilului interior, copilului din tine, cum dorește ea să iasă.
Și dacă iese la 2 ani, e clar că acolo este ceva. Pentru că ți se va arăta rana, supărarea, tristețea, durerea, cea mai aproape de tine din prezent, care dorește să fie văzută, acceptată, alchimizată, vindecată. Ea vine în față, pentru că n-ai cum să lucrezi 10 evenimente în același moment. Și stau și ele la rând. Și dacă tu ești pregătită să lucrezi evenimentul de la 2 anișori sau de la 5 anișori, acela va ieși în față. Dacă tu nu ești pregătită, va ieși altul. De aceea, știi, e bine să nu condiționezi să iasă sau să te conectezi cu copilul interior de la vârsta de 3 ani. Păi e posibil să nu simți nimic, să nu poți să duci, să nu fii pregătit să afli informația evenimentului și situației pe care tu ai trăit-o la 3 ani. Că de-aia ești blocată. Că nu poți să o duci. Nu o accepți. Este imposibil să fii trăit așa. Se descoperă foarte multe situații neplăcute, de altfel, secrete, pe care mintea le blochează. Așa funcționează ea. Ca și este acea protecție pentru ca tu să poți să crești, să te dezvolți, da? Să înaintezi în viața aceasta și cândva, cumva, poate vei ajunge să stai față în față cu situația respectivă. Dar numai când ești tu pregătit se vor întâmpla astfel de lucruri. E posibil să mai iasă așa, știi, lucrezi, poate să faci o inițiere și mâine conștientizezi, se aduce aminte de o situație din copilărie. Da, asta pentru că inițierea a scos-o la suprafață, iar tu ești pregătită să te duci să lucrezi în terapie cu un specialist. Da? Sau eu știu, poți să visezi, da, pentru că ele ies din subconștientul nostru și prin vise. Și în timpul meditațiilor, și în timpul rugăciunilor, și în timpul, eu știu, când speli vase, dacă nu vorbești la telefon sau asculți muzică, este posibil să intri într-o formă de relaxare și de transă și ai ieșit la suprafață. Și atunci nu intri în panică. Ok, mama mea, ce-am aflat? Poți să verifici cu părinții, frații, rudele, dacă într-adevăr, și să ceri mai multe amănunte, pentru că te vor ajuta aceste amănunte în terapie, da? Și, bineînțeles, să te duci să lucrezi cu cineva. Asta recomand, această metodă de a lucra cu cineva detașat, cu un specialist de dorit, cu cineva care face acest lucru de mai mult timp, încât să poată să te susțină pe tine în momentul acela de 3 ani, 5 ani, 7 ani. Pentru că în momentul în care tu te duci la un terapeut, nu stai doar față în față pe un scaun, râdem, glumim, plângem, zâmbim, totul se întâmplă și energetic, pentru că mulți uită de partea aceasta nevăzută. Da? Că nu simt, că nu văd, că nu cred, că nu pot, că nu sunt pregătit, că e vrăjeală, că... Ok, spune-i cum vrei tu, ea există. Și atunci este nevoie ca acel terapeut să poată să te susțină energetic. Cum știe el? Sunt metode infinite, fiecare terapeut cu siguranță are o metodă sau poate chiar mai multe de a te susține pe tine în procesul acela de vindecare. Și poți să ajungi să plângi o oră stând pe scaun vorbind 5 minute la începutul terapiei despre evenimentul respectiv și terapeutul doar te susține. Și după ce ai plecat de acolo, ești atât de ușor și atât de luminos și atât de curat, de zici că ai plâns 100 de vieți, de zici că ai dat 500 de chile jos de pe tine, de zici că te-ai născut din nou. Așa este. Și plus că pot să apară și din viețile anterioare anumite mesaje, nu? Care cu siguranță. Deja. Da. O să vorbim și despre asta. Rămânem deocamdată la copilul. Da. Copilul din viața asta, zic. Uite, da. Voiam să te mai întreb, ce facem atunci într-o relație când un el sau o ea intră în rol de copil și, nu știu, rol de copil de 10 ani, de 11 ani, în care tot vrea, bate din picior și se comportă ca atare și nu este în rolul de iubit sau iubită sau soț-soție? Păi eu recomand, imediat după ce se
liniștește situația cumva, să stai de vorbă. Ce s-a întâmplat cu tine de te-ai comportat așa? Ce ai simțit? Că, da, poate nu faci așa, știi? Adică, luăm un exemplu, știi, un exemplu mai rar așa, da? Presupun că nu ai o relație cu un adult și adultul se comportă așa în fiecare zi, da? Este o excepție, da? Sunt momente când, da. Posibil, da, ar fi bine să iei în calcul acel eveniment, să nu râzi sau să nu treci cu vederea peste el așa foarte ușor, pentru că acel moment a fost pentru tine, pentru voi, de a te întoarce cumva la perioada copilăriei, de a vedea tu în tine dacă tu ești cea căruia ți s-a întâmplat și atunci tu ai intrat în rolul de mamă, mama partenerului, nu mai ești iubită sau soție și te uiți la tine, vezi care-i treaba cu tine, relația ta cu mama ta, relația ta cu tine ca femeie, ca viitoare mamă, vezi ce concepții, percepții ai tu despre a deveni mamă, despre cum a fost, cum te uiți tu și cum te raportezi tu la mama ta. Și, bineînțeles, e bine de a atrage atenția și a vorbi despre situația în care partenerul a intrat în rolul copilului și să se ducă să vadă ce e acolo. Deci, la terapie, amândoi. Îi luăm de mâini. Urgent. Pentru că dacă nu poți să susții și nu ai cunoștințe despre acest lucru, se poate înrăutăți situația, pentru că în momentul în care tu într-o relație sau în familia ta, tu nu ești la locul tău, tu nu-ți joci rolul tău din acea familie sau din acea relație, s-au făcut schimburi de roluri, nu este ok. Se schimbă energiile, se fac scurtcircuite, intri pe carme aiurea, preiei, nivele de conștiință. Deci se schimbă totul. Nu este ok. Și riști să începi un parcurs, să începi să umbli pe un drum care nu ți aparține. Doar pentru că ai făcut schimb de roluri. Și atunci te duci și te aduci la locul tău. Situația aceasta despre care vorbim se poate lucra foarte ușor în constelații familiale. Uh-huh. Eu personal așa am descoperit constelațiile familiale și am trăit situația aceasta în care în urma divorțului, în timpul divorțului, încă nu se finalizase, am făcut schimb de roluri cu fiica mea de 3 anișori. Deci fiica mea devenise mama mea, devenisem eu, da, da. Și eu devenisem fiica ei. Înțeleg. Și în momentul în care ieșeam afară, eu adultul, da, femeia, fiica mea stătea în ușă și zicea: unde pleci? Cu cine pleci? Și când te întorci? Și cât stai? Da? Bine, să mă sun. Ok. Și am zis: nu, ceva nu-i bine aici. Nu. Pentru că nu era așa copilul meu, nu plângea după mine, nu îmi punea întrebări, nu era așa. Și m-am sesizat, am ajuns la, am lucrat o constelație familială și într-adevăr au fost niște descoperiri, wow, în constelația respectivă, iar viața mea imediat, cum am ajuns acasă, imediat după constelație s-au lucrat lucrurile și atitudinea mea față de fiica mea s-a schimbat și atitudinea ei față de mine s-a schimbat. Deci, imediat, în timp real, instant, da? Ca tu, de fapt, să fii mamă și ea să fie fiică. Pentru că asta este rânduirea. Nu? Că altfel, dacă ea ar fi trebuit să fie mama ta, ea s-ar fi născut înaintea ta și te-ar fi născut pe tine copilul. Deci, nu. Dar știu că și în, cum spuneai tu, în constelații, ordinea este foarte importantă. Sigur că da. Da. Sigur. Bun. Deci, până la urmă, toate drumurile duc către copilul interior, înspre copilărie rezolvarea... în mod special. Sigur. Da. Până la un anumit nivel, că dacă ești, într-adevăr, te ții de treabă, să zic așa, începi să lucrezi, că ai început de la copilul interior, că ai început cu o frică, cu o teamă, cu o despărțire, divorț, suferință, ceva, nu contează ce a fost factorul declanșator.
dacă tu te ții de treabă și tot lucrezi și tot lucrezi, te duci și la cursul 1, 2, 3, 5, 10 și uite, acumulezi experiență, începi să vindeci, poate chiar te duci să înveți metode, da? De vindecare, de introspecție, de meditație, că sunt foarte multe cursuri în care înveți cum să te vindești, să te echilibrezi, să te aliniezi, să te calmezi, să vezi în interiorul tău, să vezi ce e acolo, ne la locul lui. Nu o să mai faci atâtea drumuri la terapeuți, că ideea este să nu devii dependent de ei, da? Și până la un anumit nivel o să tot cureți copilăria, relația cu părinții, după care ajungem, cum ai spus tu, în viețile anterioare, da? Și de acolo iar este interesant ce scoți și ce descoperi, da? Dar ai să vezi că vei ajunge într-un moment să lucrezi în timp real în momentul prezent, da? Ori lucrezi în momentul prezent cum suntem noi două acum în discuție, da. Și eu sunt în introspecție și îmi fac o analiză să văd cum mă simt eu aici cu tine, da? Mă simt bine, nu mă simt bine, mă simt confortabil, sunt la locul meu, teamă, frică, ceva și pot să o lucrez când ies din emisiune, da? Sau pot să îmi fac o introspecție seara, da? Ajung acasă de la serviciu, fiecare își așează familie, copii, prieteni ce avem pe lângă noi și când ne alocăm acel timp cu noi, poate un duș, o cadă plină cu apă, cu sare, pentru o curățire, da? Sau pur și simplu te uiți la un film, asculți o meditație, stai tu cu tine și vezi cum te-ai simțit tu astăzi. Păi în întâlnirea respectivă de la ora cu tare am avut o situație, m-am simțit așa, am avut un nod în gât, m-a durut capul, picioarele, inima a bătut, tahicardie, m-am stricat la stomac, am avut stări de vomă, deci orice situație sau chiar și situațiile opuse, da? Fericire, bucurie, împlinire, deschidere, așezare, știi, prezență și acelea sunt de luat în calcul, pentru că aceste situații pozitive, da, ca să le numim așa, sau eu știu, benefice, frumoase, trăirile acelea frumoase, ele cumva îți confirmă că tu ești bine, că tu ai lucrat, ai eliberat anumite tipare, credințe și uite că poți să accesezi și aceste stări de bine și că ele există și că tu poți să stai în ele și din aceste stări de bine tu poți crea mai departe ori perioada zilei care ți-a rămas sau un viitor apropiat ceva ceea ce ți este pentru tine benefic, care să te ajute să crești, da? Deci tu introspecția când o faci, nu te focusa numai pe stările negative, rele, neplăcute, da, dureroase. Lasă-le și pe cele frumoase și pozitive să ți se arate și să le recunoști. Pentru că vibrația recunoștinței față de orice și de pozitiv și de negativ este foarte constructivă în viața ta. Da? Te ajută foarte mult, noi nici nu ne dăm seama sau unele persoane nici nu își dau seama că în momentul în care ești recunoscător pentru o situație și cum am spus, nu contează ce situație, în momentul acela tu ai permis divinității să te ajute în situația respectivă, în cazul în care este o situație neplăcută și tu ești recunoscător că ai trecut, ai experimentat acea situație și îi permiți divinității să intervină, să curețe și să alchimizeze situația respectivă, sau îți permiți ție, accesând vibrația recunoștinței, să primești informații, soluții, ajutoare, cum să rezolvi situația neplăcută. Deci, oricum ai lua-o, vibrația recunoștinței este foarte bună. Și cu cât stai mai mult în recunoștință, dar, cum să zic, să fii recunoscător și față de tine. Da. Nu numai față de exterior.
sau eu știu, față de sfinți, divinitate și ne raportăm numai la ființe mai sus decât noi sau eu știu cum le percepe fiecare. Să nu te uiți pe tine, pentru că e important să te bagi în seamă și este important să fii recunoscător tu față de tine ca să poți să-ți aduci aceste energii în câmpurile tale, să poți să le integrezi. Fiind recunoscător față de tine, tu deschizi niște uși în câmpurile tale ca această vibrație să pătrundă în aura ta. Și în momentul în care tu stai, gândește-te că dacă toată camera asta se umple de vibrația recunoștinței, noi stăm în această vibrație. Celulele noastre, noi suntem apă, da? Da. Cea mai ușor de programat în universul acesta, da? Toate celulele noastre, toată apa din corpul nostru absoarbe, da? Se identifică cu vibrația recunoștinței. Și atunci tu vei fi... Recunoștință. Recunoștință, exact. Ca și iertarea, Laura. Din punct de vedere energetic, știu că rugăciunile acelea de iertare au un cuvânt de spus, să spun așa, înspre curățirea arborelui. Sigur. Dacă mergem pe arborele genealogic. Da, sau față de altcineva, sigur, dar și cuvântul în sine folosit în fraze scurte, mă iert, te iert, da, vă iert, te rog iartă-mă, acest cuvânt, fiind vibrație, el lucrează în interiorul tău. Da? Că poate tu nu ai timp, ai de lucrat la serviciu, făcut tot felul cu clienții la telefon, întâlniri și așa mai departe. Mă iert, mă iert, știi? Mă iert, te iert. Programurile, calculatorile, te iert. Hai, ajută-mă, dăm soluții. Da? Colegul, colega, șeful, mama, tata, copilul. Fiecare ce simte să transmită la momentul respectiv. Dar cuvântul acesta, da, într-adevăr, și acest cuvânt este foarte puternic, vibrațional, sigur. Bun. Acum, pentru că noi am anunțat încă de ieri că urmează să vii aici la noi, am avut niște întrebări, da, și le-am aici cu mine, de la urmăritorii tăi, pe care aș vrea să le onorăm. Sigur. Și una dintre ele sună cam așa. Cum ne putem afla misiunea personală? Da, misiunea personală... pentru unele persoane este acea situație, este acel job, acel loc de muncă în care te duci cu drag, totul este ușor, totul este frumos și ești doar bucurie. Deci tu deja manifesti misiunea personală. Pentru alte persoane care se duc cu greu la serviciu, da, mamă, iar m-am trezit de dimineață să mă duc, aoleo, deja mă doare capul, am stări de, da, ajung greu la serviciu fizic pentru că îmi pun blocaje, să întârzi, semafoare, autobuzul nu vine, se strică ceva, ui ceva acasă, mă întorc din drum, da, e, atunci nu ești pe misiune, e clar. Deci dacă nu creezi ceva, nu faci ceva cu bucurie, care să te împlinească, pentru că asta înseamnă misiunea personală, înseamnă bucurie, înseamnă împlinire de sine și din prea plinul tău îi ajuți pe ceilalți. Sau mai există și a treia variantă, te duci la serviciu că îți place, că nu-ți place, trebuie să-ți asiguri traiul în 3D, dar după serviciu îți bucuri sufletul. Am altceva de făcut. Da. Hobby, voluntariat, croșetez, tricotez, desenez și orice altceva care mi umple sufletul. E, acolo ești pe misiune. Acolo ești pe misiune. Misiunea o poți afla și mergând la cineva care să te ajute să, eu știu, prin meditație, să te conectezi cu ghizii, cu îngerii și poți să afli și de la ei. Prin meditație, prin rugăciune, prin dezvoltarea aceea personală, că te duci la tot felul de cursuri, curezi din tine tot felul de blocaje, trăiri, stări și atunci o lași să iasă din tine, da? Începe să înflorească în tine, începi să luminezi. Și așa poți să o descoperi. Și cam astea ar fi metodele acum. Sau eu știu, poate să ți se transmită, Doamne, zi-mi și mie cum, care...
nu știu, să mă împiedic de misiunea mea pe stradă, știi? În ghilimele, da, 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 da. Și atunci poate ai o revelație, știi? Mănânci porumb fiert și tu, de fapt, ai o revelație. Asta e misiunea mea. Și te-ai ridicat, ai lăsat totul și ai început misiunea. Sau faci tot posibilul ca să o manifesti, da? Și misiunea aceasta personală poate fi... adică putem să avem mai multe misiuni, doar una, nu? Da, sigur că da. Păi, există misiune. Este doar un termen, misiunea personală. Nu se referă doar la tine ca persoană, da? Bineînțeles, misiunea personală, din punctul meu de vedere, este aceea de a te descoperi, de a te vindeca tu pe tine. Deci, de aici a și plecat ideea, misiune personală, da? Păi ce am de făcut? Păi uite-te la tine întâi, vezi cum ești. Fă o introspecție în viața ta, în casa ta, în, eu știu, în interiorul corpului tău. Vezi cum ești, cum te simți. Te doare ceva, ești bine, ai abundență, ai bucurie în viață, prieteni și așa mai departe. Deci, în primul și în primul rând, misiunea personală se referă la noi, ca să ne vedem, să ne conștientizăm, să fim recunoscători față de noi. După aceea, această misiune personală, în momentul în care ea începe să se apropie de final, care e un final propriu zis, ca să vorbim în termenii de aici, în cuvintele folosite pe pământ, dar ea se tot auto, cum să zic, se downloadează, se tot... Da. Da. Umple, da, această misiune. Ți se deschid și alte căi de misiune. De a lucra pe familia ta, de a lucra pe neamul tău, o altă misiune, de a lucra pe țară, de a lucra la serviciu, de a lucra pe un anumit oraș, proiect, cu copii, cu, eu știu, ONG-uri și așa mai departe. Deci, din punctul meu de vedere, misiunea personală nu se termină niciodată. Ea doar se poate adapta, ea se poate, eu știu, schimba cazul. Da? Ai măestrit croșetatul, ok, perfect, hai să trecem la pictură, da. Hai să trecem la scris. Și acolo tot cu ușurință, frumos, faci lucrurile respective. Bun, mai avem 5 minute și aș vrea să mai cuprindem așa câteva întrebări. Spre exemplu, cum să ne menținem mereu echilibru între viața spirituală și viața fizică? Ca să nu exagerăm în niciuna dintre părți, spunea o urmăritoare de-a ta. Da. În primul și în primul rând, eu recomand prezența în viața ta. Prezența în momentul de acum. În momentul în care tu ești prezentă, că noi două stăm de vorbă, eu sunt pe scaun, tu ești pe scaun, cine a pus întrebarea este la serviciu, eu știu, dansează, mănâncă, să fie prezent acolo. Pentru că în momentul în care tu ești prezent, atunci poți să fii conectat mult mai ușor cu divinitatea, cu ce există în jurul tău, încât să fii îndrumat. Și când ești în prezență, atunci poți să primești acele mesaje și să ai o intuiție. Mi-a venit o idee. Trebuie să fac asta, perfect. Deci dacă tu erai cu mintea dusă în trecut sau în viitor, nu primeai ideea, nu o conștientizai. Cam ăsta ar fi primul pas și asta recomand să facă, să începem să facem, da? Toți, că și pe mine mă mai avalu, să nu crezi, da? Da. Dar revin, da? Și după aceea sunt foarte multe metode, cursuri, meditații, rugăciuni prin care tu poți să-ți menții un echilibru între viața fizică și non-fizică. Și tot la fel, este ușor de făcut. Și acestea, Laura, se îmbină. Că sigur că mulți spun, dacă ești spiritual, ești așa într-o sectă și nu mai ai treabă cu viața de aici pe pământ, de fapt. Da, știu, știu aceste etichete, le cunosc, da. Tocmai asta este ideea. Cred că universul acesta și divinitatea asta își dorește de la noi. Să împletim spiritualitatea cu planul fizic. Da? Adică în momentul în care eu mă duc spre serviciu, în drum spre serviciu, eu pot să vorbesc cu ghizii, cu îngerii mei. Depinde și cu ce rezonezi tu ca și denumire. Că sunt îngeri sau te duci direct la tot creatorul. Nu contează. Să-i rogi să îți deschidă drumurile, să ajungi la timp. Să-i rogi să curețe biroul tău, să-i rogi să-ți planifice să fie ușoară ziua de astăzi, în comunicare, să fie auzit, adică, păi și atunci,
cum să nu împletesc eu tot ceea ce știu din astral și din cursurile pe care le-am făcut în planul fizic. Păi, în primul rând, îmi îmbunătățesc mie viața, îmi dau o mână de ajutor mie, în loc să intru într-un birou plin de suferință, toată lumea este nervoasă, energie, griji, așa. Păi intru și eu într-un birou luminos și mă bucur, toată lumea este deschisă, este ușoară, comunică ușor, mă aud pe alții. Păi asta este recomandarea, să se împletească. Bun, uite, o să mai dau curs așa unei întrebări, pentru că mai avem 2 minute. Așa. Și unul dintre urmăritorii tăi întreabă așa: cum să ne facem protecție eficient, dar înainte de culcare, pentru că în timpul somnului se întâmplă niște lucruri așa cu noi, și înainte de o întâlnire dificilă? Protecția este necesară oricând, din punctul meu de vedere, și ziua și noaptea. Și exact cum ai spus înainte de culcare, este indicat să-ți faci protecție, pentru că știm, somnul este o altă formă de meditație și de decorporalizare. Sufletelul se duce la plimbare. Protecțiile sunt de mai multe feluri și sunt în funcție de nivelul tău de conștiință, de puterea ta de vizualizare, de manifestare, pentru că protecția o poți face fizic, da? Te îmbraci când ieși afară și este frig, ca să nu înghezi de frig, sau energetică, și în funcție de credința ta, de puterea ta, tu poți să creezi sfere de lumină, scuturi de lumină, cruci de lumină cristice, simboluri, cei care lucrează cu simboluri sau prin invocarea anumitor sfinți, arhanghieli care se ocupă cu treaba asta de protecție, și să ceri pur și simplu să fii protejat în timpul zilei, în timpul nopții. Dar încă o dată, în funcție de credința ta, vei primi ceea ce ai cerut. Că dacă tu nu crezi și zici așa, că doar ai auzit la Laura pe, da, într-o emisiune, e posibil să primești acea protecție, pentru că tu o invoci, energia vine spre tine, dar nu durează. Deci trebuie să rezoneze cumva și cu ceea ce avem de fapt pe interior? În interior, sigur că da. Sigur. Da. 30 de secunde. Tatăl nostru spus înainte să ieșim afară din casă, este bine să-l spunem, sau rugăciunea asta mai puternică? Nu știu, se spunea că Tatăl nostru deschide chakrele și că nu e bine să... Este indicat ca tu să-ți creezi o mantră, o formulă pentru tine pe care tu o simți din toate puterile tale, din toate simțirile tale, că este Tatăl nostru, că este mulțumesc, că este orice cuvânt, frază, o rostești, este indicat să faci lucrul ăsta. Important e să faci ceva. Mulțumim foarte mult! Cu mare drag! Să știi că te mai chemăm, ești așa o drăguță. Mulțumesc. Și foarte multe informații care sunt benefice. De-abia aștept, mulțumesc! Vă mulțumim pentru atenție, mulțumesc și eu pentru vestimentație, Etajul Designerilor Români. Mâine ne vedem cu astrologul Luminița Ristea. Vorbim despre ce ne rezervă astrele în luna iunie. Până atunci, creatorul să ne țină în palmele sale cu blândețe. La revedere!